Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordonanța Militară numărul 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Articolul 1. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței gospodăriei cu următoarele excepții. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Am prevăzut și locurile, pentru că sunt fie unități de producție, fie șantiere, fie instituții media, care au nevoie să-și desfășoare activitatea în mai multe locuri. B. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Adică sunt permise doar deplasările pentru cumpărături. Totodată, este permisă deplasarea pentru asistență medicală, o asistență ce nu poate fi amânată și nici realizată la distanță. Mai sunt exceptate deplasările din motive justificate, precum îngrijirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, deplasările scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor. Aici aș dori să fac o precizare. Sunt excluse toate activitățile sportive de echipă, pentru că am observat în ultima perioadă că mulți cetățeni merg să joace fotbal. Este o activitate de echipă interzisă din această seară. Deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină este o altă excepție, ca și deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole sau deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței și gospodăriei este permisă numai într-un interval orar între ora 11 și 13, strict pentru următoarele motive. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu aceeași condiție să sunt excluse activitățile fizice colective, cât și pentru nevoile animalelor de companie domestice. Articolul 3. Circulația persoanelor prevăzute la articolul 2, adică cele în vârstă de peste 65 de ani, este permisă și în afara intervalului de timp 11-13, dacă acest lucru se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole, adică medicii, oamenii de afaceri, profesorii, oamenii de știință, agricultorii, care dovedesc că sunt implicați în activități didactice, profesionale, economice, pot să părăsească locuința și în afara acestui interval. Evident că pentru verificarea motivului deplasării, angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator. Am solicitat colegilor de la Poliția Română să accepte adeverință fără ștampilă. Totodată, persoanele fizice autorizate, titulari întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liberi profesioniști și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil. Declarațiile trebuie să cuprindă numele, prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul, locul deplasării, data și semnătura. Am introdus un aliniat în acest articol, prin care am prevăzut că adeverința eliberată de angajator sau declarația pe proprie răspundere
pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau oricărui dispozitiv electronic similar. Această măsură se aplică de mâine, 25 martie, începând cu ora 12. Articolul 5. Se instituie măsura izolării la domiciliu sau după caz a carantinării pentru toate persoanele care intră în România. Măsura se aplică tot de mâine de la ora 12. Articolul 6. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. Evidența acestor persoane se actualizează și se raportează săptămânal la centrele județene de coordonare și conducerea intervenției, cât și la centrul municipiului București. Măsura se aplică începând cu publicarea acestei ordonanțe în Monitorul Oficial. Articolul 7. Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor și clienților și instituțiile suprafața de relații cu publicul sau cele economice suprafața de vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători, comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție, respectiv să poarte mănuși și măști. Măsura se aplică imediat după ce această ordonanță va fi publicată în Monitorul Oficial. Am fost nevoiți să mai luăm o măsură prevăzută în articolul 8. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile. Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și celor tehnice necomerciale. Măsura se va aplica începând cu mâine, 25 martie 2020, ora 23, ora României. Un articol care reglementează și zona maritimă și fluvială, articolul 9, prin care se interzice accesul piloților la bordul navelor sosite din zonele de risc roșii și galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de DSP Constanța sau dacă aceste nave nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală. Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime și în porturile situate pe Dunărea Maritimă până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile. Articolul 10. Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea Ministrului Afacerilor Interne, A. Preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română. B. Personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică. C. Personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române în punctele de trecere a frontierei de stat. Articolul 11. Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu. Un articol foarte important, dezbătut și analizat tocmai în a veni în sprijinul cetățenilor după finalizarea acestei perioade delicate. Documentele care expiră pe perioada stării de urgență
eliberate de autoritățile publice pot fi schimbate într-un termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență. Totodată, în încheierea ordonanței, am mai cuprins la articolul 13 unele activități permise în centrele comerciale, o completare a ordonanței militare numărul 2 din 2020. Citez. Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit aliniatului 1 de la articolul care restrângea activitatea în mall-uri, ca să zic așa, centrele comerciale, nu se aplică vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură și livrarea la domiciliul sau sediul cumpărătorului, cât și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală. Îl rog acum pe domnul secretar de stat Bogdan Despescu să vă prezinte rezultatele misiunilor, dar și modul în care vom acționa începând de mâine, iar apoi pe domnul secretar de stat Raed Arafat să prezinte măsurile luate prin Departamentul pentru Situații de Urgență. În ultimele 24 de ore, peste 27.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, dintre care aproape 12.000 de polițiști, 8.000 de jandarmi și peste 4.500 de polițiști de frontieră, împreună cu aproximativ 3.000 de polițiști locali, au executat la nivel național misiuni de patrulare în zonele spitalelor, asigurarea pazei la unitățile de carantină, verificarea persoanelor aflate în izolare, însoțirea convoailor cu cetățeni introduși în carantină sau în izolare la domiciliu și, bineînțeles, monitorizarea și controlul frontierei de stat. Foarte important este de subliniat misiunile desfășurate în fiecare localitate din țară pentru impunerea restricțiilor de circulație după orele 22, conform prevederilor Ordonanței Militare numărul 2. În acest context, noaptea trecută, așa cum a precizat și domnul ministru, a fost cea mai importantă activitate din ultimii 30 de ani la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, o activitate planificată foarte judicios, în care am implicat principalele forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliția și Jandarmeria. De asemenea, un sprijin important am avut din partea Poliției Locale. În cadrul operațiunii, pentru identificarea persoanelor care nu respectă restricțiile de circulație, au fost dispuse și operațiuni la nivelul filtrelor rutiere și a unor patrule mobile. În cadrul acestei acțiuni au fost identificate peste 1.700 de persoane care nu au respectat măsura restricționării circulației în intervalul respectiv, 22 orele 6 azi dimineață. În ultimele 24 de ore au fost verificate peste 60.000 de persoane aflate în situația izolării la domiciliu sau în locurile de carantină, fiind depistate 236 de persoane care nu respectau condițiile de izolare, iar în 4 cazuri s-a dispus instituționalizarea măsurii de carantină. Totodată, ieri la intrarea în țară și în linia a doua de control instituită la nivelul punctelor de trecere a frontierei, împreună cu specialiștii DSP, au fost verificate peste 11.000 de persoane. Datele de identificare ale acestor cetățeni au fost implementate și transmise direcțiilor de sănătate publică. De mâine, în teren, vom fi împreună cu colegii noștri din Ministerul Apărării Naționale. Această măsură nu este una care să producă temere, ci una prin care venim în sprijinul oamenilor, astfel încât să fie mai bine protejați împotriva pericolului reprezentat de infectarea cu noul tip de coronavirus. Îmi exprim încrederea că cetățenii vor înțelege exact scopul acestei măsuri și îi asigur încă o dată că avem forța și capacitatea să impunem respectarea ultimilor măsuri dispuse prin Ordonanța Militară numărul 3. Personalul Ministerului Afacerilor Interne acționează permanent pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și pentru respectarea ordinii și liniștii publice. Orice activitate infracțională împotriva persoanelor vulnerabile, profitând de situația acțională, va fi sancționată pe măsură, iar cei responsabili vor simți efectele agravante
ale acestei situații. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați, care în aceste zile sunt la datorie, pentru profesionalismul și dedicarea, precum și familiile lor, pentru sprijinul moral și înțelegerea de care dau dovadă. Dragi colegi, vă doresc în continuare putere de muncă în toate misiunile pe care le desfășurați. Vă mulțumesc! Am emis un ordin împreună cu acordul, bineînțeles, al Ministerului Sănătății și cu avizul domnului ministru al afacerilor interne, un ordin prin care am stabilit următoarele aspecte. Suspendarea începând cu data de 24 martie 2020 pe o perioadă de 14 zile a internărilor pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și pot fi reprogramate, precum și consultațiile programate sau programabile în structurile ambulatorii ale acestora, în toate unitățile spitalicești publice și private. A fost un motiv pentru emiterea acestui ordin. Acesta este, unul, să protejăm pacienții care pot fi amânată terapia lor în următoarele 14 zile, 2, să eliberăm locuri în spitale și 3, să putem trece la ce stabilește articolul 2 din ordinul respectiv, și anume, acolo unde este posibil, la articolul 3, de fapt, stabilește acest lucru, acolo unde este posibil, medicii să nu mai vină zilnic la spital și să vină în ture și în gărzi programate. Ce înseamnă că reducem expunerea medicilor și o parte din ei pot să rămână o perioadă acasă și să vină doar în tură sau în gardă pentru asigurarea gărzii în spital. În ordin am solicitat și în termen de 48 de ore să fie externate toate persoanele sau toți pacienții să fie externați care nu reprezintă urgențe și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în regim spitalicesc. Am primit foarte multe întrebări asupra acestui ordin, în sensul în care avem un caz, o gravidă care va naște, ce se întâmplă? Avem un caz care trebuie să meargă cineva pentru un consult obligatoriu. Nu au fost anulate aceste practici. Deci medicul decide unde poate să limiteze și unitatea sanitară decide unde poate să limiteze activitatea pentru a nu expune pacienții și, bineînțeles, și personalul medical în situațiile care nu reprezintă urgența. Acest lucru nu poate fi stabilit la nivelul ordinului. Ordinul are un caracter general, dar, bineînțeles, poate fi adaptat de fiecare unitate și pentru fiecare individ și fiecare pacient care se află în spital sau care necesită asistență medicală. În continuare, ați observat că domnul ministru a menționat o prevedere pentru donatorii de sânge. Și vreau să subliniez că în ultima perioadă, colegii din centrele de transfuzie sanguină ne-au semnalat scăderea foarte serioasă a acțiunilor de donare de sânge. Chiar dacă suntem în situația în care ne aflăm la acest moment, să știți că restul patologiilor, restul bolilor, ele continuă să existe. Și au nevoie de sânge, au nevoie de produse sanguine și au nevoie de salvatorii de vieți care sunt, de fapt, donatorii de sânge care merg și donează periodic la centrele de sânge. Această prevedere în ordonanța militară este în mod deosebit că să atragem atenția că această activitate continuă să existe și este extrem de necesară. Deci rugăm salvatorii de vieți, donatorii de sânge, să-și continue activitatea. Centrele de transfuzie sanguine sunt deschise și așteaptă să-i primească pentru donarea de sânge. Altfel, s-ar putea să înregistrăm decese printre pacienții care au nevoie de sânge și nu vor găsi acest produs extrem de important și, bineînțeles, derivatele lui. Ultimul lucru care vreau să-l subliniez, astăzi domnul prim-ministru a subliniat aspectele cu achizițiile și cu echipamentele de protecție. Vreau doar să subliniez că în cursul nopții trecute și a zilei de astăzi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a distribuit pe plan național 100.000 de măști de nivel înalt de protecție pentru personalul medical și 15.000 de combinizoane. Asta este doar o primă livrare. Urmează în cursul acestei săptămâni să aibă loc și alte livrări de echipamente de protecție către unitățile sanitare, care includ, bineînțeles, spitale, serviciile de ambulanță, unitățile SMURD și așa mai departe. Deci vom continua, bineînțeles, să vă aducem la cunoștință evoluția care are loc.
și vom continua să ajustăm deciziile noastre astfel încât să putem să venim în sprijinul personalului sanitar care încearcă să facă tot ce este posibil pentru pacienții cu COVID, dar și pentru ceilalți pacienți care vin în urgență la spitalele și la unitățile sanitare. Vă mulțumesc!